Bună ziua, suntem pe data de 10 februarie 2022. Avem și noi o fereastră caldă, o zi. După asta nu se știe. Și încercăm să intervenim la coloniile care bănuiesc că sunt problematice. Pe cea care ați văzut-o în filmul anterior, s-a rezolvat, a rămas acolo. Acum avem o altă colonie mare. Aceasta e mai mare ca aceea și tot așa o bănuiesc din toamnă că ar avea o matcă virgină. Și vom vedea acest lucru prin verificarea scuietului. Asta în caz că are. Asta în caz că are puiet. Acum profit de fereastră asta în caz că totul este în regulă, mergem mai departe. Cât de mare este colonia, este foarte mare. Să o vedem, nu cred că am filmat-o vreodată. N-am filmat-o tocmai din cauza că o bănuiam că are o problemă. Și acum să vedem dacă acea problemă chiar este. Dacă este, aceasta față de ce ați văzut anterior este mult mai mare. Intervin la ea fiindcă albina a început să miște la urbinișe. Ghemul este desfăcut. Aș putea să scutur albina aici. Să nu mai... Așa. Deci intervenim la coloniile care le simtem cu probleme. Dacă încep să se bezmeticească și o matcă, să zicem, a început să ponteze doar trântori, încă se poate rezolva ușor. Bun. Au consumat și ele aici o turtă. Deci astea sunt cazuri excepționale acum, să nu vă apucați să verificați toate coloniile, că nu se recomandă așa ceva. Astea sunt cazuri pe care eu le-am simțit, să zicem așa. Luăm turta, mai rămâne acolo, nu e o problemă. Așa. Iată cum stă albina pe carton. Așa. Ieșiți un pic la aer, nu e nicio problemă. Și acum începem să verificăm câteva rame. Mă interesează prezența puietului în general. Și de ce nu și hrana care o au. Da, această colonie știu că are mai multă hrană. Iată cum stă albina aici. Are hrană suficientă, n-am ce să văd pe această ramă, mă interesează puietul. Și normal, odată cu puietul, prezența reginei. Are mâncare încă foarte bine și exact ce bănuiam, aici avem două tipuri de puiet, dar o să mă mai uit pe o ramă. Aici au apărut celule de puiet de trântore, adică un puiet din acela pestriț. Dar o să mai verific și dacă e așa, va trebui să caut matca.
e și puiet normal, e și puiet de striț. Ar putea să treacă în primăvară, dar mai bine mai arunc o privire. E clar că nu este o matcă bună. Chiar de este colonia așa mare, te poate păcăli acest lucru. Deci are puiet, aici e frumos puietul. Putem să zicem că totul este în regulă deocamdată, dar îl țin sub supraveghere. Nu este o matcă care ar fi pare în regulă puietul. Deja are mult puiet pentru data aceasta. Eu mă refer la mine în zonă, nu. Haideți să mai arunc o privire. Deci albina stă pe ramă ca în timpul verii. Are puiet și pe aceasta. Deci cazuri excepționale astea sunt ce nu vezi. Adică nu vezi aici la mine în zonă acum. Cei în sud se pot lăuda cu tot felul de decimetri, mă lauc eu acum cu această colonie. Nu mă laud, este o colonie care o bănuiam că are o problemă. Bun, deci problema reală nu există. Vom vedea în martie. Martie sau la începutul aprilie, fiindcă albina, iată ce face, iată cum stă aici pe rama, pe diafragmă, aici mai este o ramă de albina, atunci o să caut să văd cum este în partea opusă aici, dacă albina nu stă aici, această ramă o mut în partea cealaltă și las cuibul exact așa cum este pe 11 rame. Da, vedeți aici albina e mai puțină, atunci o să întorc rama aici. Bun, deocamdată nu trebuie extins. Îl lăsăm exact în configurația care este. Bun. Acum venim cu două turte, chiar dacă mai e aici deasupra, mai venim cu două turte și la el. Două, trei, vedem. Punem o jumătate, mai punem 2 kg să aibă. O să dau cu un pic de fum deasupra să nu curtim. Acestea sunt singurii colonii care le-am simțit eu cu problemă. La una s-a confirmat problema, la aceasta nu este o problemă. Aici totul e în regulă. O să desfac și a doua turtă ca să le afum o singură dată.
La următoarea intervenție venim și cu o jumătate de turtă proteică. Așa. Dau un pic de fum să se ducă jos de pe rame. Totuși e o cantitate mare de albină pe rame, vedeți că se urcă sus. Dacă tot vii și deschizi tu cu un pic de fum, nu are nicio problemă. Și venim cu turtele. Una și două. Cam asta este. După asta o să mai fac un film cu iernarea mai multor colonii în aceeași ladă. Acolo e altă treabă, e altă boierină, dar astea au fost cele cu probleme. Bun. Închidem și mergem mai departe. Punem cartoanele deasupra. Cartoane, punem podișoarele acelea din lemn. Hai să pun prima dată pâsla. Totul este în regulă. Asta ne dorim de fapt, să fie totul în regulă. Se pot numi acestea lucrări de urgență. Bun. Mergem mai departe și o să vă arăt și cum a iernat cele mai multe colonii într-o aceeași ladă. Astea au fost cele două ale mele cu probleme, restul nu mai sunt cu probleme, restul este în stare normală ca în orice stupină.